Conferința de presă susținută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, doamna Cristina Gerasimov. Doamna viceprim-ministra, aveți cuvântul. Bună ziua, vă salut la Casa Guvernului. Vă mulțumesc pentru prezență și interes. În conferința de astăzi doresc să abordez câteva subiecte, și anume rezultatele primei mele vizite la Bruxelles în calitate de vicepremier pentru integrare europeană și negociator șef al Republicii Moldova pentru aderare la UE. Și în al doilea rând aș vrea să discutăm despre reorganizarea procesului de coordonare internă a eforturilor noastre în domeniul integrării europene. Le vom lua pe rând. La 7 februarie am intrat în prima etapă de lucru tehnic pentru aderarea Moldovei la UE. Avem cea mai profundă și apropiată relație cu Uniunea Europeană din istoria modernă a țării noastre. Această etapă reprezintă primul pas practic de transpunere a deciziei istorice a Consiliului European din luna decembrie anului trecut și reprezintă evaluarea legislației naționale în raport cu cea comunitară. Un proces de durată care necesită eforturi imense și expertiză specializată pe domenii foarte clare, împărțite în 33 de capitole. În această etapă urmează să comparăm legislația noastră cu cea UE, să constatăm care sunt diferențele și să facem o evaluare a adaptărilor necesare legislației noastre. Această etapă a fost lansată la Bruxelles pe 7 februarie, unde am făcut cunoștință cu echipa Comisiei, cu care urmează să lucrăm în continuare. Ni s-au explicat care sunt următorii pași, calendarul întrevederilor urmează a fi expediat astăzi, pe parcursul zilei. Ce vă pot spune cu certitudine este că pe 21 și 22 februarie revenim la Bruxelles pentru a avea o primă analiză a legislației UE în domeniul justiției și drepturilor fundamentale. Deci primul capitol cu care începem evaluarea este justiția. Cu ea încep și se încheie negocierile de aderare. De curățarea justiției, de existența unui stat de drept, depinde cât de repede ne vom apropia de Uniunea Europeană. Pentru că un stat european înseamnă un stat în care justiția funcționează, adică nimeni nu e mai presus decât legea și regulile sunt aceleași pentru toți. Exact asta ne dorim pentru Moldova europeană. În următoarele luni urmează câteva procese tehnice care se vor desfășura în paralel. Primul, evaluarea legislației europene care corespunde capitolului 23, domeniul justiției și drepturilor fundamentale. Pe parcursul următoarelor 4 luni vor urma ședințe de evaluare a legislației UE și pe celelalte capitole. Sperăm să reușim în următoarele luni să începem și prezentarea legislației noastre, la fel per capitol Comisiei Europene, care este cea de-a doua fază a etapei de evaluare. Acest lucru însă la moment nu este prevăzut când anume va fi lansat. În paralel, continuăm să implementăm ultimele 3 recomandări ale Comisiei. Urmează să vedem raportul din martie al Comisiei Europene, ceea ce va fi o evaluare a felului cum implementăm cele 3 recomandări. În funcție de progresul atins, vom avea notez despre următoarea etapă, și anume cea de stabilire a primei reuniuni interguvernamentale, care va seta cadrul de negocieri, unde va fi stabilit un calendar clar, procedurile, principiile și substanța negocierilor. Acum aș vrea să trecem la al doilea punct, și anume reorganizarea procesului de coordonare internă a eforturilor noastre în domeniul integrării europene pe intern. Procesul de negocieri nu ține de efortul unei singure instituții. Este un efort al întregului guvern. Din acest motiv a fost necesară crearea Biroului pentru Integrare Europeană în cadrul Cancelarei de Stat, care va fi noul centru de coordonare a eforturilor noastre pe intern. Procesul de aderare este un obiectiv național de transformare a țării, succesul căruia va depinde în mare parte de calitatea lucrului pe care îl vom face aici, acasă, împreună cu toată societatea.
Știu că mulți din dumneavoastră au unele întrebări vis-a-vis de această restructurare. Vom lucra împreună și alături de echipa Ministerului de Externe și de domnul vicepremier Mihai Popșoi pentru a aduce țara noastră în marea familie europeană. Decizia de a centraliza coordonarea proceselor pentru integrare europeană este la fel bazată pe experiența multor state din UE, precum Cehia, Ungaria și chiar România. Ce ține de Biroul pentru Integrare Europeană? La nivel practic, biroul este încă în proces de formare, cu primele concursuri de angajare deja finalizate în următoarele zile. Instituția va avea un șef, dar și câteva subdiviziuni. Direcția Coordonare a Implementării Acquis-ului Comunitar, Secția Comunicare și Formare în domeniul integrării europene, cât și un serviciu de traducere. Pe final, aș vrea să menționez încă o dată că aderarea la Uniunea Europeană, integrarea în marea familie a păcii, democrației și libertății, reprezintă un obiectiv de țară, un obiectiv enunțat de către doamna președintă Sandu încă la începutul mandatului său. Acest obiectiv a fost, este și va rămâne o prioritate a Republicii Moldova până când țara noastră va deveni membru a Uniunii Europene cu drepturi depline. În același context, vreau să mulțumesc încă o dată doamnei președintă, domnului prim-ministru și majorității parlamentare pentru încrederea acordată. Vreau să vă asigur că atât eu, cât și colegii mei din toate instituțiile statului responsabile de integrare europeană, noi vom fi deschiși cu dumneavoastră, cu preța, cu toți cetățenii noștri. Vreau să încurajez pe această cale și pe toți cei care au experiența necesară și doresc să contribuie la procesul de aderare la UE să aplice la pozițiile vacante când acestea vor fi anunțate. Pe parcurs, odată cu fortificarea capacităților noastre instituționale, vom explica mai detaliat activitățile și fiecare pas pe care îl vom întreprinde în continuare. Acum am toată deschiderea pentru întrebările colegilor din presă prezenți aici. Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Doamna viceprim-ministru, dacă puteți să ne spuneți, să ne explicați un pic mai clar. Iată, acum s-a demarat acest proces de screening. Vreau să ne spuneți în câte etape se va desfășura și ce presupune fiecare etapă. Procesul de evaluare a legislației noastre presupune două etape. Prima etapă este cea explicativă, prin care o să evaluăm acquis-ul comunitar, legislația Uniunii Europene, pentru fiecare capitol în parte. O a doua etapă, însă, după cum am menționat anterior, încă nu cunoaștem când aceasta va fi demarată, este etapa când noi vom prezenta echipei Comisiei Europene legislația noastră în raport cu legislația comunitară. Această etapă urmează a fi demarată ulterior în funcție de progresul pe care îl vom înregistra în următoarele luni. Există un termen pentru prima etapă și pentru până a începe a doua, de exemplu, și dacă contează asta până la acea conferință ministerială despre care ați pomenit? Prima etapă de evaluare, după cum am menționat, a demarat deja. Avem prima întrevedere la Bruxelles pe 21 și 22 februarie. Urmează următoarele capitole pe care le vom acoperi în totalitate în decursul următoarelor 4 luni. Nu avem claritate când putem trece la cea de-a doua etapă la moment. Nu există o perioadă clară. Aceste procese se pot demara în paralel. Din nou, depinde de noi cât de rapid ne vom mișca cu prima etapă a procesului de evaluare. Se vorbea că acea conferință ministerială, când va fi dat start nemijlocit negocierilor de aderare, va avea loc la sfârșitul lunii martie. Spuneți-ne dacă acest termen rămâne încă în vigoare și dacă într-adevăr va fi așa și cât de mult va conta cât ne-am mișcat cu acest screening, cu această evaluare despre care spuneți că va dura 4 luni.
Decizia cu privire la organizarea conferinței interguvernamentale, din nou, depinde foarte mult de progresul nostru vis-a-vis de cele trei recomandări care vor fi evaluate de către Comisie și prezentate Consiliului spre aprobare la sfârșitul lunii martie. În funcție de progresul înregistrat, o să avem mai multă informație după. La moment, nu este o consecutivitate clară. Aceste procese se pot demara în paralel, deci noi deja am început procesul de negocieri cu prima sa etapă, care are două etape incluse în evaluarea acquis-ului și a legislației noastre naționale. Bună ziua, Irina Ciobor, OneTV. Doamna Gerasim, să ne spuneți în ce mod Parlamentul se va implica în procesul de racordare a legislației moldovenești la cea a Uniunii Europene și dacă a fost estimat volumul de legi care trebuie modificate? Rolul Parlamentului va fi unul crucial în această perioadă de negocieri. Nu avem la moment o claritate exactă vis-a-vis de numărul, sau să spunem așa, concordanța actuală a cadrului legislativ la cel european. Pentru aceasta am demarat anul trecut, în luna noiembrie, procesul de self-screening, ceea ce înseamnă că Guvernul Republicii Moldova face un exercițiu de autoevaluare a conformității legislației noastre cu acquis-ul comunitar. Acest exercițiu nu a fost finalizat de către toate instituțiile naționale și în același timp, prin procesul care l-am demarat deja, cel de screening sau de evaluare care vine din partea Comisiei, doar la sfârșitul acestui exercițiu o să știm exact la ce etapă suntem și câte legi urmează a fi transpuse în legislația noastră națională. Da, încă o precizare, dacă puteți să ne spuneți, acest proces de evaluare va avea loc tot pe capitole? De exemplu, vor fi evaluate mai întâi legile din justiție și apoi alte capitole? Și dacă puteți să ne spuneți aici și care vor fi primele capitole la care vom începe nemijlocit aceste negocieri? Deci, prima etapă e explicativă. Într-adevăr, urmează pe capitole. După cum am menționat, primul capitol este capitolul 23, cel din domeniul justiției și drepturilor fundamentale. Avem o dată exactă când mergem la Bruxelles, am anunțat-o anterior. Următoarele capitole, la fel, au date concrete. O să primim calendarul finalizat pe parcursul zilei de astăzi. La această etapă vă pot spune doar atât. Știm că la capitolul justiție mai avem încă de muncit și vreau să vă întreb dacă asta nu va crea cumva impedimente sau eventual, nu știu, întinderea acestei perioade în care trebuie să raportați cât de racordați suntem la legislația europeană sau cât de bine stăm la acest capitol. După cum am menționat, negocierile la toate, în toate, spune așa, pe toată durata negocierilor cu Uniunea Europeană, capitolul 23 și tot ce ține de reformele noastre în justiție, o să fie, spunem așa, capitolul care va ghida orice progres în orice alt capitol. Procesul de negocieri se încheie inclusiv cu evaluarea finală a reformelor și a progreselor noastre în vederea consolidării statului de drept la noi acasă. Inclusiv, vă dau un exemplu, dacă considerăm anumite capitole închise după ce demarăm următoarele etape ale procesului de negocieri, dacă o să înregistrăm careva regrese în justiție, Comisia și Consiliul, statele membre din Consiliul European ar putea să
decidă să redeschidă anumite clustere și anumite capitole pentru renegociere. Deci, din nou, vreau să menționez că procesul nostru de negocieri și procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană începe și se va încheia cu justiția, cu capitolul pe justiție. De asta este foarte important ca tot ceea ce facem în reformarea justiției să fie un efort consolidat și un efort sustenabil. Stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi frumoasă. Vă mulțumesc și eu. O zi bună!